Duminică s-au disputat jocurile din cadrul etapei cu numărul 23 Liga a 5-a. În Seria Nord s-a înregistrat cea mai mare surpriză, ASL Rești fiind surclasată 1-5 de Inter Cotești pe terenul din Godeni. Biță și Neagu de la Gazde au stabilit scorul la pauză 2-0 prin două goluri de generic, cum rar se pot vedea pe terenurile de fotbal la acest nivel. La reluare, tot gazdele au fost mai periculoase, Biță și Neagu reușind câte o dublă, iar Palagiu a punctat pentru un neverosimil 5-0. Lereștenii au o tresărire de orgoliu și reușesc să înscrie golul de onoare prin Drăgan, cu 5 minute înainte de finalul partidei. Actualul lider al seriei, Vulturul Vulturești, s-a impus 2-1 în deplasarea de la Bugia de Jos și continuă să conducă în clasament la o distanță confortabilă față de principala urmăritoare a ASL Rești. Rezultatele complete, cât și clasamentele la zi în seriile Nord, Sud și Centru 1, cât și rezultatele din prima etapă a play-off-ului și play-out-ului din seria Centru 2, sunt următoarele. Liga a 5-a, campionat regulat Nord, etapa 23. ASE Bugia de Jos, ASE Vulturul Vulturești 1-2, ASE Inter Cotești, ASE Lerești 5-1, ASE Petrolul Hârtiești, ASE Sporting Mihăiești, joc neprogramat, ASE Schitu Golești, ASE Godeni 3-4, ASE Flacăra Boteni, ACS Gloria Berevoiești 2, joc neprogramat, ASE Inter Aninoasa, ASE Partizanul Vlădești, joc neprogramat, ASE Cetățeni, ASE Cimentul Valea Mare Pravăț 2-1. Liga a 5-a, campionat regulat Sud, etapa 23. ASE Viitorul Lunca Corbului, ASE Viitorul Ștefan cel Mare 2-0. ASE Speranța Cornățel, ASE Speranța Costești 0-3. ASE Steaua Negraș, ASE Energia Stolnici 4-2. ASE Căldăraru, ASE Unirea Tricolor Șerbănești 4-2. ASE Unirea Hârsești, ASE Young Boys Slobozia 1-3. ASE Miroș, ASE Popești 5-0. ASE Izvoru, ASE Progresul Recea 2-2. Liga a 5-a, campionat regulat Centru 1, etapa 23. ASE Voința Budeasa, ASE Drăganu 3-3, ASE Școala de Fotbal Gicăre Tevoescu, ASE Ciofrângeni 4-0, ASE Șoi Mitigveni, ASE Progresul Retevoiești 3-0, ASE Băiculești, ASE Sporting Stănești Corbi 4-0, CSP Trompitești, ASE Mușătești 3-1, ASE Deportivo Mălureni, ACS FC Dănuț Coman 1-7, CS Domnești, ASE Voința Valea Iașului 7-6. Liga a 5-a, Centru 2, play-off, etapa 1. ASE Poiana Lacului, CS Mioven 3, 6-3. ASE Colibaș, CS Atletic Bradu 2, 3-3. ASE Oarja 2011, CS Albota 2012, 0-2. Liga a 5-a, play-out, Centru 2, etapa 1. ASE Stejarii Beleți Negrești, ASE Rătești 4-1. ASE Rapid Davidești, ASE Flacăra Leordeni 1-1. ASE Unirea Călinești, ASE Stâlpeni Rădești 2007, 8-2.